Îngerașilor, bine ați revenit la un nou episod din seria voastră preferată. Suntem aici cu iubițelul meu Nociv. Salutare! Și bine ați venit la un nou roleplay. Uite mă, ați plantat puieții, eu acum văd. Să crească puieții. Da. Și astăzi o să-i facem un burloc secret lui Nociv, ca să nu-l găsească mama în cazul în care se supără din nou pe el. Păi da, stai un pic, că dacă o să vadă și maică ta de aici din roleplay ar fi... Păi da, nu vede okay. Mama să nu vii după noi și să nu te uiți, că vreau să-i facem o casă secretă. Vreau să-ți arăt camera mea secretă pe care mi-am făcut-o. Aia sosi? Apropo, noi suntem aici în Minecraft Roleplay, deci jucăm un rol, așa că haideți să înceapă aventura. Eu sunt iubițelul prințesei, ia uite prințese. Asta e frigider? Mamă, ce tare arată ăsta! Stai frigider, dar n-am... Hai să-ți arăt camera secretă. A, ia uite, păi nu chiar așa secretă. Mama, așa grasă ești de nu-mi capi? Nu-mi cap, ia zi tu. Eu sunt slăbuț, sunt slim. Am încăput. Aaa, dar nu-i gata încă. Nu-i gata. Păi și da. Pot să-mi fac și eu camera aici în continuare. Hai, exact, pot să ies din cauza. Doamne, nu mă las abonații să fac nimic. Ia uite cum mă mișc. Salut! Am intrat până la urmă, mi-ai dat TP. Da. Păi ce faci? Te duci sus? Nu înțeleg ce fac acolo. Păi nu, dar oricum poți să faci... cred că știu de ce nu merge. Dar nu distrugi nimic. Păi eu am distrus. Am distrus ca să cadă, am distrus eu scările. De ce distrus? Păi lasă-mă că reparăm. Reparăm. Uite, îmi dă lumea diamante. Aruncă cu bani în mine. Mă, unde-mi fac eu căsuța? Păi stai că nu mai pot ieși. Uite ce-ai făcut. Păi da, dar nu-i bine făcută camera asta. Ba e, ai stricat-o tu acum că până acum am mers. Păi cum, că n-am făcut... Mamă, nu mai văd nimic aici. Nici eu nu mai văd nimic. Ce-i lag? Ce s-a întâmplat? Stai, mă, un pic. Hai de aici. Eu nu mai intru acolo, că acolo e temniță. Stai, zici, ieșiți afară. Mă aduc să-mi fac singur un burlog, gata. Camera mea. M-am supărat. Îmi fac un... Păi stai, că-ți fac și eu, nu singur. Unde ești? Am plecat. Uuu, ce fain e să stai aici. Din ce vrei să facem burlogul? Nu știu, stai la bronzat. Iată. Deci? Nu știu, din orice. Din diamante, dacă se poate. Nu există așa ceva, atunci ți-l fac din dar. Bă, nu. Bun, hai că vreau să ți-l fac undeva într-o peșteră. Dar nu vreau în dirt, din dirt. Atunci hai să-ți facem burlogul cu ceva și undeva. Păi unde? Uite aici, vreau piscină. Vreau piscină privată, uite de aici. Vreau să intru de din piscină la mine, uite așa aici. Aici o să fie. Păi da, dar intră apa, nu? Nu intră la mine apa. Cu ocazia asta mă mai spăl și eu când plec. Mă duc să-mi iau itemele. Uite aici bărbălă. Te ajut. Mă duc să iau pickaxe-ul și tot felul de chestii. Ai slime-ul, cumva? Ce slime? Slime, gen, ca să fac sticky piston. Nu. Are cineva slime? Bine, nu voi nu vedeți are pe cea, nimeni, da? Pentru că n-am găsit. Nu există slime-uri în zona noastră. Păi poate găsim, ce știi? Ia aici, ia aici. Bă, ia ce-am găsit eu! E lemn. Așa, și... Dar unde vin itemele din diamond? Nu înțeleg. Ți le-au furat. Care-i furat mai itemele? Mi-au furat itemele. Uite aici îmi fac eu. Că mă duc la poliție și fur de la poliție. Păi tu ești polițist, parcă așa ai zis la început. Nu mai sunt. Adică m-am deghizat în polițist și am arestat-o pe maică mea. Ah, dar... am înțeles. Bun, și zici ce material să-ți strâng ca să-ți facem căsuța. Păi, cel mai fain ar fi... stai că mai am și eu de asta. Cel mai fain ar fi să fie, cred că, ceva un concret, așa, alb sau, nu știu. Deci vrei concret. Sau, nu știu, și coarz. N-aveți coarz, nu? N-aveți. De unde? Că n-am fost în nether. Trebuie să mă uși să vedem ce materiale sunt, mă duc și eu la ciordeles, că sunt un adevărat rătă. Da, mă duc în nether, trebuie mama dacă mă lasă mama, mă las și apoi n-avem portal. Dar tu, uite, tu vezi lama asta bungee jumping? Ia uite-o. Da, face asta de mult. Doamne, iartă-mă. De mult timp e acolo. Ce are mă asta? Asta așa e atracție turistică deja aici. Doamne. Uite, am găsit white concrete powder. Ai găsit? Da, am găsit 5 bucăți, adică cam inoptile. Uite aici, vin aici unde sunt eu, că o să găsești plin de nisip și gravel, fără gravel, dar nisip. No, uite, bine. Uite, nu vrei blue concrete pentru că avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 stack-uri. Ba da, ba da. Uite, poți să ții de astea.
Da, ai un pickaxe să-mi împrumuți? Am un singur pickaxe și nu pot să ți-l împrumut. Cine are un pickaxe să... Vrei de diamond? Că-ți fac unul de stone. Ce? Vrei de diamond? Îți fac unul de stone? Asta păi e un fel de schem? Nu, am un singur de pickaxe de diamond și al meu, dar dacă nu vrei de diamond, îți pot face eu un de stone. Nu, lasă că am primit. Am primit de stone. Da, gata. Ok. Bun, de ce am un... uite că mi-a rămas creeper spawn la când am făcut concursul ca să angajez polițiști. Nu știu dacă mi-l dă cu asta, mi-l dă. Ce vreau să fac și ce vreau să fac în episodul următoare. Aolo. Zi, ce? Vreau să fac un spital și să mă prefac bolnavă și să o pun pe mama să mă ducă la spital să văd cum mă vindecă. Uite măi, Diana Gaming, mama ta vitregă mă ajută, îmi dă de diamond. Dar nu știu unde ești, am pierdut. Fură goldul de aici, că scrie A din gold și vreau să-l fur. Unde ești? Vezi un A mare pe cer din gold, acolo. Nu, nu lua, că ăla-i numele orașului. Păi da, dar măcar să fie numai au așa plutitor. Da, ok, ăla pot să-l iei. Hop, 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 mi-e foame. Am ciordit aurul. Sunt un adevărat raton, deci vrei să mergi la spital? Da. Hai să vezi pușcăria, ai putea să scapi de aici. Da, eu pot să evadez de oriunde. Am vrut să fac un prison escape challenge. Vrei să facem? Da, dar nu acum. Că acum vreau bârlogul, nu mă amăgi. Nu te amăgesc, nu te amăgesc. Dar nu mai știu unde ți-i bârlogul, ca să mă duc să îți spun. Mă duc eu la bârlog. Îmi dai de pe la tine, dar stai să vă iau mai mult concret. Îl faci din albastru până la urmă? Păi da, dacă ăla îi... Eu îți mulțumim cu orice, Doamne ajută. Bine. Hai că mai găsesc și eu bârlogul dacă e. Și eu m-am pierdut. Faci și tu un semn acolo, gata. În față. Gata, gata, știu. Nu că m-am orientat acum. Dă-mi TP, uite la aici, nu? Hai că l-am găsit. Bă, dar sunt prea multe găuri în pământ, credeam că aici. Da, știu, au buit creeperii și sunt enorm de multe găuri aici. Hop, nu mai suport, deci efectiv nu mai vreau să văd chestiile astea la noi în casă, puse așa ca decor. Ce? Pentru că nu mă înțep în ele. Ce, cactuși? Sau ce? Nu, sunt... de-astea. Mure. Ah. Cred că am găsit, băi, ea. Iar mi-e mă, dar nu-i nicăieri. Bine, măcar ca murele. Stai că vin eu ăștia, îți dau TP acolo. Păi tata, tu de unde știi unde îi? Pentru că eu l-am găsit, nu? Remember? Păi tata, mai... și eu am fost acolo și nu mai știu să mă întorc. Stai, e undeva... E aici, ia. Unde? Asta că m-a dus la tine. Aia e pușcăria. Unde-i măi? A, uite, gata, l-am găsit. Unde? Potupu, easy, lavi, nocivanu. Nu ajungeam niciodată aici. Da, unde-i? Aici. Aia e chiar în spate. Da, era super aproape. Hai că eu pregătesc aici zona. Așa, uite și aici ți-ar trebui să mergi. Ți-ar trebui... Ce? Asta cu blue concrete. O alee ceva, ca să nu n-o să timpul când ieși din casă, ba, dacă eu vreau că... Scolă... What? Era cineva ascuns în perete la mine aici, iubii, mă sperie. Aolo. Hai la mine să vezi, uite. Uite, îți fac acum... Eu îți făceam uite-te drumul. La ăla, era acolo ascuns în perete. Andrei? Da. Uite, frate meu. E poznaș așa, a? Du-te, du-te, lasă-ți cumnatul în pace. Hop, hop. A, uite că ți-ai făcut cu scări. Păi, da, șmecherie. Măcar să nu știe mama, să nu vină tot timpul pe capul tău. Hai că nu știe, știi ce-o zis Izileti? Aici este nociv. Nu că pun cheie. Parcă văd cum vine mama și-ți face farse aici. Nu. Ba da. Vine și-ți face farse. Ai zis ba da ăla de parcă tu o să o ajuți. Păi o să-ți fac și eu dacă... Hei. Da, uite că ai două ieșiri. Ai văzut ieșirea asta? Da. Pe ca să pot, dacă văd că vine maică ta dintr-o parte, să fug. Hai să scoatem asta, că n-am topor. Dacă ai tu topor, dă-l tu jos. O, bine. What? Ce ai găsit? Ce vreau să văd ce ai găsit? Ce e asta? Ce-i asta? Cineva aparent o... What? Are și fermă aici! Are unde?
Te seama că am mers total random aici, deci am săpat total random în zid. Hai aici. Aici, în partea, în spatele tău. Unde? În spatele tău. Uite-mă aici. Deci pe aici dacă mergi ajungi la plantație, nu fermă, scuze. What? Ce? Cine a făcut asta? Deci gândește-te că eu m-am dus random în apă și am săpat undeva în perete și am ajuns direct aici. Pe că total... le dau tot pe la toți și chem aici. Total și... random. TP Aronda. Gata mă, iam casa, Amberlog. Zilavi. Bă, cum și-o ascuns. Cine a făcut? Auzi că Vigmine asta a făcut. Cine? Vigmine. Nu cum Vigmine, nici măcar nu-i pe serie. Ba da. Asta era casa dar, lui Mob și mi-a dat 1000. Vigmine. Pa, pa, Vigmine. Păi nu e a lui, mă, n-ai auzit. Că a zis că i-a dat un mobster lui. Și nu mi-a zis, adică eu am pus regulile acolo. Eu am pus regulile, cine intră trebuie să citească peretele cu reguli. Dacă nu l-a respectat, își ia bani. Mare bani, te-ai dus, Vigmine. Am jucat și eu odată. Nu participare. Gata, pe eu nu mai stau la discuții. Și m-a... uită bani direct. Mă simt atât de bine. Deci ăsta e bârlogul meu, ok? Da, poți să-l ții tu. Gata, avem bârlogul. Trebuie să-ți facem o ușă normală ca să nu stai. Bă, dar cât de fain l-a făcut. Da, e fain. Eu nu am făcut, auzi la Alma, eu nu. Bă, dar fii atentă, eu știi ce mă gândeam, iubii, stăteam așa liniștit și am zis, mă, sparg lemnul ăsta, că de unde e lemnul ăsta totuși așa aiurea? Mă gândeam, poate o construi cineva random. Bă, și dintr-o dată văd asta după ce sparg, am zis, what? Adică, man. Deci da. Ca să înțelegeți, la fel făceam și eu, dădeam bani instantaneu, nu știam că-s reguli din astea. Adică am crezut că și-a făcut omul așa, da. Și-a făcut pe șostachii, el stătea șobolan aici ascuns, avea de toate. Da, da, da. Și nu împărțea cu voi. Suntem două familii și am zis că fiecare familie cu casa lui și avem deja case. Și în rest mai construim noi clădiri. Și am scris reguli, nimeni nu are voie să-și construiască chestii fără să știu eu și fără aprobare și nu a ascultat. Asta este, l-ai scos din oraș? Poliția! Poliția, da. Și eu îl scoteam din oraș în locul tău. Da. Îl trimiteam. Uite bă că am și tablou aici. Ce e aici? Fierăstrău sau ce e? Ce tare, să vedem ce am eu pe aici. Dar ce-a făcut hackerul chestia aia? Eu sunt hackerul. Eu sunt hackerul acum. Parcă văd bară bani nociv. De ce nu mi-ai zis de casă? Așa, bun. Dar este ce-o frumusețea puțin. Îți place așa? Mă, uite câte chestii am prin chesturi. Uite că abia au venit pe serie și deja e bogat. Știi cum mă simt? Ca la războiul depozitelor, dacă v-ați uitat vreodată pe History Channel, e o emisiune și oamenii cumpără... Mamă, stai că mai sunt încă camere secrete, stai că le vedem imediat. Deci oamenii cumpără efectiv depozite și ce găsesc acolo e al lor. După astea abandonate, hai la mine să vezi. Fai de capul meu, ce și-a făcut omul ăsta pe aici. Unde? Tăpă, stai acum, ia. Uite-te, deci de la plantație în spatele tău are enchantment table la final. Are dita mai biblioteca. A, nu-i chiar dita mai. Da, e un om cult. Mamă, am și bibliotecă. Tu te simți cât a... te-a pus de citit. Cât acasă am. Și aici ce-i? Hop. Mamă. Hop. Și aici. Mamă, moră singur. Mamă, sugar cane. Mă, dar stai că mai sunt chestii. Dacă... ce sunt? Hop. Mă, duc, vezi, te poți teleporta la mine dacă vrei. Păi nu știu, mă duc undeva acum. Ei, și eu vreau mâncare, să nu lăsa toată mâncărica. Să nu luați toată mâncărica. A, uite aici, ba nu, aici. Bă, ce casa mai are momul ăsta pe aici? Mamă, vai de capul meu. A, unde ești? TP Easy Lavi, Easy Nociv. Nu-s doar nociv, eu, nociv Y-T. De ce nu ți-ai pus tu Easy? Pentru că sunt un fake. Ești un fake Easy. Bă, dar unde mai? Păi nu știu, că uite mă tot duc pe scări, mă tot duc în groapă, în... ce știi ce mai ascuns pe aici? Mamă, a făcut atât. Scări. Atât. Atât. Pe ce suntem la stratul 7 aici? Hai de capă. 7 aproape de bedrock. Mamă. Ce planuri avea el, măi? Mamă. Dar îți dai seama unde și-a făcut hackerul casa? Adică, bă, dar cum s-o găsesc eu la modul n-ai cum? Atât de random că eu am ales locul. Mi se pare că-s așa, detector. Da. Nu, eu ți l-am ales.
Da, tu ai zis și după aia mi-am zis, hai să merg direct în partea asta, că puteam să merg în Da. stânga, în dreapta. În... Exact, deci așa întâmplător a fost totul, am găsit totul. Da. Opa. Hai să văd dacă mi mai găsesc. Ai murit! Da, mi-am dat eu. Mi-am dat eu Cum kill-ul. le întoarcem? Mimi, îmi trebuie un pat. Mă duc să fur un pat de aici. Sau nu-l fur. Bară te pe izilavi. Ar trebui să le dau și eu whitelist, așa ai? Păi da. Eu nu am whitelist, cred că ar fi cazul să dau whitelist. Ar fi. Păi poți să dai și acum. Poți să le dai tuturor care sunt pe server. Bară, oare pot eu? Păi nu Bară. tuturor, că eu nu-i știu pe toți. Păi acum de pe server. Alma, Crankier, Diana, Pe Iz... Alma, da, pe Alma o știu. Pe Diana, Leti și cam atât. Maxit nu a fost până acum și nici Ok. Crankier. Ok, eu le-am dat Andrei. deja. Și lua Andrei. Da, Andrei era și el aici, nu e La nu acum. mai, da. Andrei și Mi Basti Na bine, și da. A, de fapt, Gavril. cred că pot, ia. A, nu, nu, numai dacă sunt online. Deci, dar oricum poți să dai acolo din lista aia. Știi? Whitelist-ul. Da. Da, deci tu să-i dau și lui Mi Basti, care-i tata, și Gavril, care-i tata. Deci i-am dat lui Alma, lui Diana și lui Leti. Păi, tata! Așa, super. Deci ele... Și acum trebuie să se teste, să intre doar cei cu whitelist. Da. Și să dai restart. No, bun. Hai înapoi aici. Unde? Unde? Păi dă-te pe la mine, m-am Ai întors citit? Ai acasă. citit pe retele cu reguli? Nu, eu nu l-am citit, eu nu respect reguli. Dar pe unde e? Mănâncă paia, genii! Pe unde e intrarea? Nu știu, eu o să intru pe aici tot timpul. Îmi sparg tot timpul lemnul ăsta și pe aici intru eu. Nu, stai, e în spatele casei vecinilor, nu? Nu știu, stai să văd. Da, dar n-are intrare. Păi la modul atât de secret încât n-are intrare. Ba Efectiv, nu da, mă, ia știu. uite pe aici e intrarea. What? Dar nu, dăm TP, că efectiv nu mai găsesc. Aici, uite, fii atentă. Deci dacă te duci așa pe aici, aici e intrarea. Tu-ți dai Da, asta seama? știu. Unde a făcut intrarea? A, uite aici sunt pistoane. What? Și mai sunt chestii aici. Am găsit un Ia. cal. Am găsit un cal în pământ. Unde? Aici. Ok. Mamă, și plin de chestii pe aici. Dar de când au avut timp să-și facă rău de atâtea chestii? Că el a fost pe serie doar câteva zile. Păi dacă e hacker, zic și eu, nu? Dar acum sunt al bunurile mele. Sunt ale tale. Ia uite ce norocos. Ca după război. Ce-a rămas ai moștenit tu. Moștenirea. Păi și nu mai Rămas știu pe ție unde merg. Uite moștenirea. pe aici. Uite, e redstone aici. Ce-o fi făcut? Bă, dar cine mi-a furat mâncarea? Ai văzut redstone-ul? Da, am văzut, da, ce, cred că eu vreau să pună pistoane ceva cu sticky piston și așa. Dar mi-a furat cineva mâncarea, mă iubi. Hai să-ți dau eu Fa mâncare. anchetă, păi da, dar cine a furat? Cine a furat mâncarea? Vreau Mai o care i-ați anchetă. furat mâncarea? Anchetă. Cine a furat mâncarea? Leti, mama polițista, te rog Aici un creeper, da, să normal. afli și să pedepsești hoțul. Gata, imediat o să se facă dreptate pentru mâncarea ta. Păi nu vezi că o zis Izileti, eu am luat doar berries. A, dar cred că le-o cules gen. Adică nu o rup tulpina. Lavi, tu ai luat cartofii. Pauz. Nici cu ține nu ține. Bă, asta e dreptatea, mă. A, mâncarea aia. Am crezut că mâncarea pe care ți-ai lăsat-o tu într-un cest. Da, eu am furat cartofii, dar nu-ți dau înapoi. Sunt Hoțul cartofii strigă mei. hoțul. A, nu, eu nu vreau să ajung la pușcărie pentru că am furat mâncarea aia. Oh, bă, hoțul Sper strigă să nu mă bage hoț. mama în pușcărie. Bă, te-am prins. Ai prins? Vreau să-mi fac aici un Ia piedestal de aur. uitați cartofiorii furați. Hai să vezi cât de bogat sunt eu. Ia uitați cartofiorii furați. Bă, da, voi ați furat mai multe de aici, mă, că mai aveam un stand. Bă, da, voi ați venit la furat aici, mă. Eu doar cartofii ți-am furat, sincer. Doamne. Pentru că nu știu cum să mă întorc înapoi. Dar cineva mi-a luat toată armura de iron. Cine mi-a furat armura de iron? Cine? De pe stand. Păi de unde să știu? Pe mine nu mă lasă să-mi Da? schimb skin. Deci după ce aflăm, o să-i bag în pușcărie și o să-i las acolo să scape dacă vor. Uite, uita tirii salbi, da? Whitelist? Da, și ei. Gata. Și lui Gavril. Și lui Gavril să-i dai.
Am eu abonații mei. Măi, dar nu-i cinstit, mă, mi-a furat armura aia pusă pe stand. Frate, armura? Nu, hai să dau eu armurică. Bă... Uite, îi facem cadoul unui ceva, nu armurică? Hoțomani! Unde ești? Hoțu, fură, hoțu, sunt în casă. TP, Easy Lavi, Naciv. Doamna polițist, salutare. Acolo, uite. Cine a luat armura, vă bag la închisoare, auzi? O zis Izileti, uoo, de iar destul de diamant. Ți-am dat armurica mea. Ești musafir momentan și o să te muți aici. Ce ia frumos uite. E aici. Sper să-ți placă, vezi? Da. Vedeți ce cadou i-am făcut? Ia stai uite așa, ca să... Viroză de țuc, viroză de țuc. Trebuie să fac o poză, doamna polițist, uitați-vă la mine, jos, stați jos acolo. Așa. Mai jos, așa, acolo, păi jos, nu jos. Nu te duci aici să-mi faci lângă armură? Păi nu, că o să văd ce se vede și armura în thumbnail. Aaaa. Du-te mai în stânga ta. În stânga mea? Da, așa, mai. Și uite-te la mine. Salut, domnule Raton! Raton, tu! Deci am făcut un burloc secret și lui Nociv, era făcut. Am găsit un burloc secret și l-am ha, dat. Ha, mă, lui. Că l-am făcut noi! Hai că l-am făcut noi! Dar stai că vreau să mut și după aia să facem poza. Vreau să mut armura în partea asta la altă. Acolo la pătuț. Că e mai faină zona asta de thumbnail așa. Ai stricat armurica. Stai mai un pic să pun aici. Hop, hop. Bum, bum. No, pune-te aici lângă armurica. Să zic că mi-ai dat totul cadou să se vadă așa, mă. Bun, deși ne-a furat armurica până la urmă, că-i bag în pușcărie și facem priză în escape. Uite-te la mine. Nu știu cine-a furat. O să băgat în fața abonatul. Gata, am prins eu ceva acolo. Nu știu cine-a furat. Deci, ați aflat? Eu oricum e bine, dacă m-am ales cu armura de diamant, eu o duc bine, nu-i problemă. Da, oricum i-am dat eu cadou. Dar eu nu mai am armurica acum. Păi o folosim pe rând acolo. Armura la vinie, uite ce scrie acolo. Mi-a dat cineva un chest, niște pantaloni și o cască. Te-ai scos bine. Mersi, mersi oricine vii. Bun, eu zic că e suficient pentru că am și brlogul ăsta blană. Trebuie să mă bucur de el acum, da. O să mai vin eu și îmi fac piscină pe aici interioară, las că... O să ai o surpriză la ta viitoare când o să... Bine, de-abia aștept. Na, bun. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru brlog. Mulțumesc tuturor pentru tot, mai ales pentru că mi-ați furat chestii. Așa. Bun, cam aia a fost. Și ne revedem curând, uitați că noi suntem live de începând cu ora 9 până seara. Păi uite-te că Gavrila e polițist și el. Da, s-a pus, păi da, el și Leti cred că sunt polițiști. Știu că am ales doi polițiști, știi? Doi sau trei, nu mai știu exact. Deci de la 9 la 13 sunt eu live, de la 13 este la Vinia live, Petrovo suntem amândoi, așa că haideți Petrovo cu follow, toate cele bune. Vă așteptăm, pa, pa! Pa, pa!